Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon, Cristian Ivaneș. Astăzi despre un conflict diplomatic major, despre care nu se spune, bineînțeles, în presa din România. Trebuie să citești presa poloneză din nou pentru a descâlci un pic ițele relațiilor polono-maghiare, deloc bune, deloc bune. Acum, foarte cordiale până la începutul războiului din Ucraina și mai nou, armata Ungariei începe să dea rateuri. Prin cine? Prin nou numitul șef al statului major general al forțelor armate maghiare, domnul Bőröndi Gábor, care a avut niște glăsuiri. Deci domnia sa se ocupă, văz că, și de istorie. De istoria Poloniei. Da? Deci nu e de ajuns jobul la armia ungară, trebuie să se bage musai și în treaba istoricilor polonezi. Că dânsul știe. Da? Dânsul are informație și știe mai bine decât ăia. Ei bine, ambasadorul Poloniei la Budapesta l-a criticat în termeni extrem de duri pe acest domn, fiindcă atunci când a discutat despre posibilitatea păcii în Ucraina, șeful statului major general al armatei ungare a spus că al doilea război mondial a fost un conflict local. Local. Între Germania și Polonia și atât. Care conflict local a escaladat de ce într-un război mondial? Și aici veți vedea imediat implicațiunile. Mon cher. Ioi. A escaladat, zic, într-un război mondial, conflictul ăsta local între Germania și Polonia, din cauza lipsei eforturilor de pace. Dar nici mai mult, nici mai puțin. De-aia a izbucnit al doilea război mondial. Parol. Și spune domnul Sebastian Keciek, ambasadorul polonez la Budapesta, aceste cuvinte care ar putea fi interpretate ca acuzându-mi țara de escaladare și complicitate la provocarea unui conflict global, reprezintă o denaturare inacceptabilă a istoriei. Păi, dar bineînțeles! Pentru noi, și nu ar trebui să provină de la nimeni, mai ales de la un reprezentant al unei țări care este aliatul nostru apropiat. Intervenția ambasadorului polonez vine, după cum vă spuneam, în urma unor ziceri absolut abracadabrante și total halucinante din punct de vedere istoric, pe de o parte, și al bunului simț, efectiv, pe de altă parte, totuși, Ungaria este aliată cu Polonia în NATO. Și deci vine chestia asta după ce domnul general a declarat într-un interviu pentru postul public de Radio Maghiar așa, citez. În 1939 războiul germano-polonez a început ca un război local. Și care a fost sfârșitul? Această escaladare nu a fost prinsă, dacă pot să spun așa, la timp de un proces de pace și a dus la cel de-al doilea război mondial. Aceste remarci, imediat le comentăm pentru că sunt total așa, au venit după ce intervievatorul a sugerat că guvernul Ungariei este în favoarea unei încetări imediate a focului, pace acum, și în favoarea păcii, desigur, în războiul dintre Rusia și Ucraina. Ca răspuns, ambasadorul polonez a fost, citez, foarte surprins, cred și eu ar fi fost scandalizat, dar și omul ăsta este, și care spune așa, domnul ambasador al Poloniei, și citez din nou, izbucnirea celui de-al doilea război mondial nu a fost cauzată de lipsa negocierilor de pace cu agresorul nazist, ci de politica de împăcare și de cedare la cererile succesive ale celui de-al treilea Reich.
No, domn general al armiei ungare. Înțelesul mai dumneata? Înțelesul ai pe domnul ăsta? Asta a fost cauza izbucnirii unui război mondial atunci, la 1 septembrie 1939. Da? Nu lipsa unor eforturi de pace și unor negocieri, cu cine ați fi vrut să se negocieze, mă rog frumos? Cu Hitler? Cumva? Cu domnul Hitler, cum spunea Chamberlain venind cu hârtia aia cu fițuica lui, Mr. Hitler? Cu Mr. Hitler? Cu Hitler ur doreați dumneavoastră să se fi negociat? Cine să negocieze? Polonezii care căzuseră victimă și li se invadaseră țara, fix ca Ucraina acum de către ruși? Că acolo bateți dumneavoastră, da? Că de fapt, cam asta vrea să zică domn general al armiei. Zice, domnule, atunci de-aia a izbucnit războiul mondial și uitați ce periculos este acum. No, de-un vesiaș. Foarte periculos. A? Așa-i de periculos? Uitați-vă atunci că de-aia a izbucnit războiul mondial, că nu s-au făcut eforturi, ci negocieri de pace. Păi cu cine să se facă negocieri, domnule? Cu Hitler ur? Cu Stalin ur? Elfnarș, mă rog, tovarășul Stalin? Cu agresorii care au făcut praf Polonia și au sfârtecat-o împărțindu-și-o în două, unii așa naziști, aia alți așa comuniștii sovietici? La fel, asta vrea să sugereze domn general. Domnule, o să avem război mondial, atențiune mare, trebuie eforturi de pace. Ungaria este pentru pace? Serios? Păi n-ar fi mai bine Ungaria să fie alături de aliatul ei, Polonia? Ce părere aveți, domn general, că toți sunteți în NATO? Sau poate nu vă mai place NATO, domnule? Poate nu e așa de bine? No, se poate întâmpla. Și dacă nu e așa de bine, n-am să spun să vă cereți afară, pentru că și orbanismul va avea un sfârșit. Și va exista o Ungarie democratică, așa cum mi-o doresc eu, post-Orban. Și atunci e bine să se stea în NATO și în Uniunea Europeană, în speranța că orbanismul se va termina. Pe cale democratică, desigur. Pentru că, evident, așa trebuie să se întâmple toate procesele politice. Ambasadorul polonez a mai menționat că, în conformitate cu pactul Ribbentrop-Molotov de la 23 august 1939 și cu protocolul său secret, Hitler și Stalin au fost deja de acord să împartă Polonia între ele înainte ca Germania nazistă să o invadeze prin bombardamentul, așa a început practic cel al doilea război mondial, prin bombardamentul garnizoarei poloneze de la Westerplatte, da? În zorii zilei de 1 septembrie 1939. Zice așa, domnul ambasador, nu putem permite schimbarea nedreaptă a victimei cu agresorul sau confuzia acestora, absolut corect. Polonia a fost o victimă incontestabilă a acțiunilor criminale și planificate ale celui de-al treilea Reich și o victimă a Uniunii Sovietice. Bineînțeles că da. Oare nu am fi învățat la școala lui Cazonă, la școala lui de trupeți, domn general al armiei ungare? Chestiile astea, ba da, eu cred că le și știe. Numai că dânsul este tras cu cheia, frumos de către regim, să recite o anume poezie. Da? Pur și simplu să iasă pe gură niște panglici pe care scrie niște chestii. Contează dacă crezi în ele sau nu. Trebuie să fie la unison cu linia regimului. Nu-i așa? Chestiile astea sunt înfiorătoare, să știți. Și a mai spus ambasadorul, astăzi, în fața agresiunii la scară largă, neprovocate și ilegale a Rusiei împotriva Ucrainei, Europa ar trebui să învețe din cel al doilea război mondial și să fie solidară de partea dreaptă a istoriei, de partea victimei, nu de partea agresorului. Este atât de halucinant că aceste chestii trebuie să fie spuse de către un ambasador NATO într-o țară, altă țară, tot NATO. Pentru că țara asta, gazdă NATO, o ia pe arătură și nu mai judecă rațional. Prezintă istoria la modul atât de deformat încât vorba cântecului din România, nu? Ali Mircea Rusu Band. Tot ce e strâmb e drept, ce să mai aștept?
Păi cam așa se petrece și cu politica regimului Orban și cu considerațiile acestuia apropo de istoria vecinilor, nu mult sau mai puțin îndepărtați. Numai în acest fel putem aduce o pace durabilă în Europa. Istoria nu trebuie folosită pentru a submina unitatea noastră, a mai zis ambasadorul polonez la Budapesta. Ce-a reușit Ungaria cu chestia asta? Polonia era una din puținele țări, care înainte de invazie erau cât de cât pe aceeași frecvență cu Budapesta. Acum, regimul de acolo și-a alienat și Polonia. Gata! Budapesta este izolată complet. Regimul Orban nu mai are acces nicăieri în lumea civilizată. Ministrul de externe nu mai merge în vest nicăieri. E primit în lumea a treia, mai primește alte delegații din lumea a treia la Budapesta, s-a terminat. Și v-am mai spus de la acest microfon, oare pe unde vor scoate cămașa? Nu? Vorba aceea, că tot verde este. A? Pe unde vor scoate cămașa când se va fi încheiat toată nebunia putinistă? Când satrapul de la Kremlin va pierde, pentru că va pierde, evident. Așa cum era evident că și Hitler va pierde, nu te poți pune cu lumea întreagă, cu civilizația umană. La un moment dat pierzi și pierzi rău. Și atunci pe unde vor scoate cămașa? E trist, e groaznic, dar trebuie răspuns la toate chestiile astea cu înțelepciune, exact așa cum a făcut-o, cu buna pildă, nu? Din, cred că era din Persia antică, înțeleptul acela care i-a spus regelui sau împăratului, care a super întristat și nu mai știa ce consolare să găsească unde, și a scris gravat pe un inel: și asta va trece. Și mare înțelepciune a zis: și nebuniile astea vor trece, numai că, din nefericire, ele nu trec mâine, ele mai durează și trebuie ca de fiecare dată când sunt derapaje atât de aberante și chiar mai puțin aberante decât ăsta, noi, oamenii de bună credință, oamenii civilizați, jurnaliștii onești, să spunem lucrurile pe nume. Polonia nu a fost cauza celui de-al doilea război mondial pentru numele lui Dumnezeu. Dacă aici am ajuns în anul 2023, înseamnă că am ajuns rău. Polonia a fost victima, prima victimă. Au mai fost și altele și lumea civilizată s-a unit și a durat 5 ani și ceva până nebunia s-a terminat. Mulțumesc pentru atenție, mulțumesc pentru faptul că vă abonați la acest canal și le recomandați și altora, mulțumesc pentru subscribe pe Facebook Cristian Ivaneș Oficial, așa cum vă mulțumesc că vă gândiți să faceți și dumneavoastră posibilă continuarea acestui canal prin sprijinirea lui Patreon, PayPal și Revolut, informații aici și în textul de sub imagine în site-ul YouTube. A fost la microfon Cristian Ivaneș. Până data viitoare, toate bune și ca de obicei, să auzim numai de bine.